Luna lui aprilie în 20 de zile. Pomenirea cuviosului părintelui nostru, Teodor Trihina. Cuviosul părintele nostru Teodor, cel numit Trihina, adică Părosul, a fost din cetatea Marelui Constantin, născut și crescut de părinți cu bună stare. Deci, încredințându-se de înțelepciunea ce izvorăște din Sfintele Scripturi, a lăsat lumea, bogăția și slava pentru Dumnezeu. Și, ducându-se la munte, a intrat într-o mănăstire pusnicească și s-a făcut monah. Și avea o petrecere aspră pentru înfrânarea pornirilor trupești, că se nevoia luptându-se în fiecare noapte cu gerul și sta la rugăciune, neacoperindu-și niciodată capul, și purta tot timpul o haină aspră de păr pe trup, de unde i s-a tras și numele de Trihina. De aici încă și acea mănăstire pusnicească, în care cuviosul ducea viață aspră, a luat numele de Trihina. Deci Sfântul Teodor a luat de la Dumnezeu, pentru nevoința lui, puterea asupra duhurilor celor necurate și darul facerii de minuni, și făcându-se pildă tuturor de viață duhovnicească, povățuind și tămăduind cu darul lui Hristos durerile și neputințele celor ce veneau la el cu credință. Cuviosul Teodor s-a dus către Domnul la adânci bătrâneți. Într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru, Atanasie, iegumenul muntelui Sinai. În ce fel de evlavie a fost crescut din tinerețe de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Anastasie, ne încredințăm din cuvintele lui, pe care ca pentru sine le-a grăit așa: cei ce au văzut pe Hristos în trup, proroc îl socoteau că este, iar noi, deși nu l-am văzut pe el cu ochii cei trupești, însă din inimi, tinere, copii și prunci fiind noi, l-am cunoscut îndată pe el că este Dumnezeu și Stăpân atotputernic și Făcător al veacurilor, și ne-am învățat al mărturisi ca lumină a slavei Tatălui. Iar Sfânta lui Evanghelie cu atât de mare credință o ascultăm, ca și cum pe Hristos însuși l-am auzit vorbind cu noi. Iar pe mărgăritarul cel fără de prihană al preacuratului său trup, primindu-l, credem că pe Hristos însuși îl primim. Iar când vedem pe icoană numai chipul lui cel dumnezeiesc, îl cinstim ca pe însuși cel ce din cer spre noi privește și îi ne închinăm și către dânsul cădem. Cu aceste scurte cuvinte, cuviosul al Anastasie a arătat în ce fel din tinerețea sa a învățat să cunoască pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, să creadă în El, să se teamă cu frică curată, să-L iubească din toată inima și să-L cinstească în Sfintele Icoane cu închinăciunea cuvenită lui Dumnezeu. Iar după ce a ajuns la vârsta cea desăvârșită, a lăsat lumea și cele din lume și, luând crucea, după porunca Evangheliei, a urmat cu râvnă lui Hristos și, intrând într-o mănăstire, s-a făcut monah. Deci, dorind să se povățuiască la cele mai vechi nevoințe ale bărbaților celor desăvârșit, să le urmeze în fapta bună, s-a dus la Ierusalim și, închinându-se cinstitelor și sfintelor locuri, a mers la muntele Sinai. Și, aflând acolo mulți bărbați sfinți, sporiți în faptele bune, cele monahicești, a rămas la ei, supunându-se lor și slujindu-le cu râvnă. Egumenia muntelui Sinai o ținea în acea vreme
cuviosul părintele nostru Ioan Scăradul, și-a luat de la Dumnezeu, pentru smerita lui cugetare, darul cunoștinței cele duhovnicești și al înțelepciunii cele mari, și a alcătuit cuvinte mult folositoare de suflet și a scris viețile unor sfinți părinți, apoi și de darul profeției s-a învrednicit. Asemenea, după Sfântul Ioan Scărarul și după Gheorghe, fratele acestuia, Anastasie a fost egumen al muntelui Sinai și se nevoia împotriva ereticilor, scriind mult împotriva lor, că certându-se cu ei îi mustra, îi biruia și îi rușina. Și se începuse în Alexandria, pe vremea împărăției lui Zenon, acea erezie împotriva sinodului al patrulea a toată lumea, al sfinților părinți de la Calcedon. Și pe când acea erezie începea, era în Alexandria un patriarh mincinos, Petru Ereticul, care se numea Mogoș. La această erezie s-a unit și Sever, care se numea Fără de Cap, din pricina ereziei și care a răpit scaunul patriarhal al Antiohiei. Deci, din acești eretici, cuviosul Anastasie, în zilele sale, biruindu-i cu dumnezeieștile cărți, se lupta cu ei, nu numai în muntele Sinai, ci și în toată Siria, în Arabia și în Egipt, pe de o parte prin scrierile sale, iar pe de alta străbătând el însuși pretutindeni și dezrădăcinând acea erezie, alungând-o și întărind dreapta credință în Biserica lui Hristos. Și așa, plăcând lui Dumnezeu, mai mult decât alți părinți, la adânci bătrâneți, s-a dus către Domnul, iar sfârșitul lui a fost pe vremea împărăției lui Heraclius. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Atanasie de la Sinai. Celor ce sunt în credința creștinească, tuturor oamenilor li se dă de la Dumnezeu înger spre păzire în toată viața lor, numai dacă cineva nu l-ar goni pe el cu faptele cele rele, că precum pe albine le gonește fumul, iar pe porumbei mirosul urât, așa și pe îngerul păzitor al vieții noastre îl gonesc departe de noi păcatele noastre cele rele, adică beția, desfrânarea, ținerea mâniei și celorlalte fapte rele. Pentru aceasta, dar și prorocul a zis, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Adică să nu încline piciorul tău mai mult spre jocuri decât la biserică și să nu iubești mai mult deșertăciunile decât scripturile. Iar ca să nu ațipească îngerul, trebuie să nu facem să se depărteze pentru răutățile noastre. Că Dumnezeu, când a făcut neamul omenesc, a poruncit îngerilor ca să-l păzească pe el. Drept aceea, pe sufletul fiecărui om credincios, îngerul lui îl povățuiește la toate bunătățile. Iar dracii mulți mintesc pe credincioși, cei ce viețuiesc voind să placă lui Dumnezeu, ca să-i lipsească pe dânsii de împărăția cerurilor. Dar îngerul lui Dumnezeu, cel ce îi păzește pe ei, nu-i lasă, iar necredincioșilor nu le fac dracii nicio sminteală și nici nu-i supără, ci numai pe credincioși îi înșală, ca împreună cu ei să fie osândiți la chinuri. Și când omul cel credincios viețuiește, într-o dreptate, îngerul lui Dumnezeu se bucură de el, iar când începe a nu face adevărul, ci a minți și a fura, a se îmbăta și a învrăjbi, a nu umbla la biserică, a se mânia, a părâ, a fi zgârcit, atunci îngerul lui Dumnezeu
se scârbește pe dânsul, iar dracii dănțuiesc, aducând tot felul de răutăți cumplite asupra lui. Pentru aceasta, Marele Vasile zice: Îngerii scriu numele tuturor celor ce intră în biserică, fără de mânie și fără de răutate, precum și numele celor ce se roagă și postesc. Vezi, o omule, să nu te lipsești de scrierea Îngerului pentru lenevirea ta, că fiecărui credincios i s-a dat de la Dumnezeu Înger, și acela toate lucrurile cele bune le scrie. Și chiar la cei necredincioși, fiecare țară are totuși câte un Înger de la Dumnezeu, precum zice Scriptura: A pus Dumnezeu hotare neamurilor după numărul Îngerilor lui Dumnezeu. Iar Antioch a zis: Se cade nouă a lua aminte la cele de folos, că doi Îngeri sunt împreună cu omul, unul drept și altul al satanii. Și Îngerul lui Dumnezeu este blând, tăcut, milostiv și rușinos. Deci când acesta se suie în inima omului, îl sfătuiește la dreptate, la curăție, la smerenie, la supunere, la dragoste și la milostenie. Iar cel viclean este mânios, mândru și urător, iute, zgârcit, urător de frați și nesupus, și toate lucrurile cele rele le are. Deci, din lucruri să-l cunoaștem pe fiecare înger și celui viclean să nu-i dăm loc în noi, ci cu frica lui Dumnezeu să-l gonim pe el. Iar celui drept să-i deschidem inima și să-l primim pe el ca să ne povățuiască pe noi la adevăr, și de la vicleșugul diavolului și de la smintenile lui să ne izbăvească pe noi. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.